Cea mai bună aripioară înotătoare o are balena cu cocoașă. Dr. Livius Percy ne va spune azi, la momentele creației, de ce a fost înzestrat acest pește cu o astfel de aripioară. Un exemplu remarcabil de design în natură, exemplu care contravine așteptărilor noastre, îl întâlnim la aripioarele pectorale ale balenei cu cocoașă. Partea anterioară a acestor aripioare, care ne-am așteptat să fie netedă, este acoperită uniform cu mici umflături. Dacă ne gândim bine, partea anterioară a aripilor de avioane și păsări este netedă. Aceste margini netede par să fie modul cel mai eficient de a tăia aerul, care este un fluid, la fel ca și apa. Nedumeriți de această observație, oamenii de știință au realizat recent două modele de aripioare înotătoare ca și cele ale balenelor. Un model avea marginea anterioară netedă, celălalt semăna cu aripioara balenei, având umflături pe el. Ambele modele au fost testate într-un tunel aerodinamic. Nu este deloc surprinzător că aripioara cu margine netedă s-a comportat așa cum era de așteptat pentru aripa standard. Dar în mod surprinzător, aripioara balenei s-a comportat mult mai bine. A generat cu 8% mai multă forță portantă și cu o treime mai puțină rezistență hidrodinamică. În plus, aripa cu umflături putea să se ajusteze la un unghi cu 40% mai abrupt decât aripioara netedă înainte ca să se blocheze. Întrucât apa, la fel ca și aerul, este un fluid, aceste principii se aplică la aripioara înotătoare a balenei, permițându-i acesteia să fie mult mai agilă în apă. Acest design neobișnuit este foarte folositor pentru balenele cu cocoașă, deoarece ele se hrănesc cu heringi și sardine, care se deplasează foarte repede în apă. Evident, Dumnezeu le-a dat acest design special pentru a le ajuta să se hrănească. Dragi ascultători, fiți alături de noi și la următorul moment al creației, care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Până atunci, numai bine tuturor!